găsit, stimați telespectatori și dragi prieteni care urmăriți emisiunea noastră pe internet. Astăzi o să încep emisiunea cu o întrebare. Te consideri un om fericit? Despre aceasta o să vorbim astăzi, despre fericire, și am ales, adică invitata mea, domnișoara Cristina Beșliu, bine ai venit la emisiune. Mulțumesc de invitație. Profesor de... la școala specială de farmacie și farmacist, da. Cu care am făcut multe emisiuni împreună, așa că o cunoașteți. Deci, ea a ales această temă din cauza unui eveniment care va fi peste vreo 5 zile. Da. Luni, pe 20 martie, se sărbătorește Ziua Internațională a Fericirii. La inițiativa liceenilor din orașul Roman a fost de acord și primăria să se organizeze așa ceva. Nu va fi ceva spectaculos, în niciun caz nu vă gândiți că nu va cânta nimeni în piață. Am ales această temă pentru că mi se pare extrem de importantă. Orice alte activități facem în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, nu cred că există pe lumea asta un om care să spună eu nu vreau să fiu fericit. De aceea am ales tema, am mai vorbit pe această temă. Cu alte cuvinte. Da, cu alte cuvinte. De data aceasta am ales totuși să vorbim despre fericire cu cuvintele noastre. Și dumneavoastră ați fost de acord. Da. Sunt oameni care, într-adevăr, vor să fie fericiți, dar nu știu cum să fie fericiți. Și asta este problema, pentru că majoritatea oamenilor leagă fericirea de posesiuni. Leagă posesiunea de case, de mașini, de femei frumoase, de copiii lor care iau. De succese în de muncă. Succese, da, da. Eu știu ce, de realizări spectaculoase în muncă, da. În familie. Da, unii se bucură chiar și spun că sunt fericiți chiar dacă mănâncă o mâncare bună sau o băutură bună sau fac dragoste cu o femeie frumoasă sau invers. Deci se bucură. Și este bine să te bucuri de orice, da. De orice, dar să fie bucurie autentică. Recunoaștem cu toții, nu m-am gândit la ideea asta, dar a spus foarte frumos că ești fericit dacă faci dragoste cu o femeie frumoasă. Da. Acum, ca să vă dau replica, da. Și noi suntem fericite când facem dragoste cu bărbați care ne iubesc. Așa, foarte frumos. Acum... Și pe care îi iubim, sigur. Așa, da. Acum, două citate frumoase și scurte despre fericire. Nu uita, îți trebuie puține lucruri ca să fii fericit. Marcus Aurelius spune. Dacă fericirea ta depinde de ceea ce face altcineva, atunci chiar ai o problemă. Da. Asta spune Richard Bach. Este adevărat, da. Chiar este o problemă în cazul ăsta. Dar există și o stare a conștiinței care... Deci, treci în altă dimensiune a conștiinței când iei droguri sau când și care ajungi la fericire, dar... Aceea este o fericire artificială. Este o fericire artificială și nu durează. Este pentru atât timp cât își face drogul efectul. Își face efectul drogul. Și fericirea autentică trebuie să dureze tot timpul, nu? Deci să fie o stare de spirit, nu? O stare de conștiință este fericirea. Unii spun că fericirea vine de sus. Eu zic că vine din interior. Deci cei care văd că lumea este în afara lor și este că Dumnezeu este greșeală, în afara lor, spun că este mare, de sus. Este o mare greșeală să căutăm fericirea în exterior și să considerăm că fericirea noastră depinde de altcineva. Chiar da. Este o problemă. Repetăm ideea. Sau încă ceva. Da. Oamenii spun că sunt fericit pentru că. Pentru că. Pentru da. Că. Adică ei... caută o cauză. Deci este o fericire condiționată, da, în cazul asta, acesta. Iar nu este fericire adevărată nici asta. Pentru a fi fericit. Este totuși un punct de pornire. Este de un punct de pornire pentru că ajungi să afli ce înseamnă fericirea, chiar dacă e pentru scurt timp, nu? Da. Dar... Ați adresat întrebarea telespectatorilor noștri. Da, acum vă da. Pun eu întrebarea. Acum, vă da. Considerați un om fericit? Eu mă consider un om fericit și trebuie să spun de ce, nu? Da. Sunt fericit pentru că mă bucur de toate lucrurile mici, în primul rând. Nu aștept să fie ceva deosebit, pentru că evenimente de astea deosebite sunt rare în viața noastră. Așa că consider că atunci când merg pe drum, deci nu trebuie să ajung la capătul drumului ca să mă bucur. Așa, de vă bucurați de drumul însuși. Mă bucur de da. Drumul de tot ceea ce găsesc pe drum. Și în afară de asta...
Nu iau în considerare ceea ce spun alții despre mine, nu-mi pasă părerea lor. Eu gândesc că toți oamenii sunt buni, gândesc că deci răutatea este numai o mască sau apare atunci când omul este frică. Da, dar în general oamenii sunt buni, dar trebuie să știi să găsești bunătatea din ei. Deci nu mă gândesc la posesiuni, la conturi în bancă sau alte lucruri. Dar eu cred următorul lucru. Ați zis că nu vă interesează și nu vă pasă de ceea ce cred alții despre dumneavoastră. Eu cred totuși că contează și acest lucru. În ce sens? Dacă ceilalți au o părere bună despre noi, asta înseamnă că noi am reușit să exteriorizăm și să manifestăm în exterior bunătatea din noi, astfel încât ceilalți să o recunoască. E atunci voiam să spun că nu-mi pasă de părerile rele care le-au venit despre mine. Atunci trebuie să facem precizarea despre părerile răutăcioase și mai ales despre părerile neadevărate despre dumneavoastră, nu? Că dacă o părere este adevărată, cu siguranță ne bucurăm, toată lumea ne bucurăm. Când ceilalți ne fac un compliment, și încă ceva. Inima, de ce nu? Da? Încă ceva, atunci fericirea nu trebuie să o ții pentru tine. Deci când ești fericit, trebuie să o împărtășești cu ceilalți. Da. Și când dai lor, am adunat aici o mulțime de citate. Am zis eu la început că o să zicem cu cuvintele noastre. Totuși o să ne folosim și de cuvintele altora. Da. Eu am scris aici citatul meu, da? L-am și subliniat aici. Am zis așa, că fericirea trăită de unul singur nu are niciun farmec. Și este foarte adevărat. Și eu sunt o ființă fericită, dar dacă sunt fericită de una singură, deși pot să fiu, nu are același farmec. Atunci când împărtășesc propria mea fericire cu altcineva, ea se înmulțește. Deci împărtășește. Atunci când dăruim fericirea celuilalt, este singurul lucru, ca și iubirea. Iubirea crește atunci când este împărtășită, când este dăruită. În niciun caz nu scade. Dar, cum spuneam mai înainte, nu în exterior este fericirea, deci nu o căutăm în ceilalți. Fericirea este în noi. Și atunci, așa este bine, cum ai spus, o împărtășim cu ceilalți. Să o împărtășim ca să se înmulțească. Da. Așa, am mai completat eu aici. Deci, fericirea trăită de unul singur nu are niciun farmec, dar este totuși o bază de pornire pentru a o împărtăși cu ceilalți. Deci, ca să fim fericiți împreună cu ceilalți, mai întâi trebuie să fim capabili să fim fericiți cu noi înșine. Exact cum am spus dumneavoastră și cum spune toată lumea, că fericirea este în noi. Dar trebuie să și practicăm acest lucru. Nu doar să aflăm că da, este minunat, este foarte adevărat, o găsim în noi fericirea, dar trebuie să și practicăm lucrul ăsta. Există chiar, m-am gândit eu, pentru a fi fericit, chiar ar trebui să exersăm fericirea. Nu să o așteptăm așa, cade para mălăiață, nu știu de unde vine fericirea. Nu este bine să așteptăm ca ceilalți să ne facă fericiți. Ce mi-am mai notat eu aici foarte frumos? Dar între timp să spun că ai dreptate în legătură cu fericirea, că trebuie să căutăm oamenii care sunt fericiți. Da. Și atunci când îi găsim, să stăm pe lângă ei ca să învățăm ce este fericirea. Ca să ne mulțim de fericire. Să ne mulțim. Dar este legea, unii spun legea atracției, alții legea afinității sau cum vrei să spui. Deci este o afinitate, da, rezonanței. Este o afinitate între oamenii care sunt de același fel și de atunci când un om, când tu tinzi spre fericire și începi să simți fericirea, ești atras de persoanele astea și este bine când sunt mai mulți împreună să amplifică această fericire. La fel și oamenii care nu sunt fericiți se atrag între ei și sunt împreună. Deci cei care fac tot felul de fapte antisociale, fapte rele, se atrag și sunt împreună. Cine se aseamănă, se adună. Așa este vorba noastră din popor. Da. Așa. Ați mai notat și dumneavoastră citatul ăsta, care și mie mi-a plăcut foarte mult. Zice că adevărata fericire costă puțin. Când costă mult, nu e de soi bun. Deci ce înseamnă asta? Adică noi căutăm lucruri scumpe ca să fim fericiți. Deci scumpe în bani, că acele lucruri pot fi, chiar dacă sunt ieftine în sensul că ar costa puțin, dar de multe ori, chiar și când facem cadouri, știm foarte bine cât este de minunat când cineva ne face și simțim lucrul ăsta, când cineva ne face un cadou din suflet, chiar dacă Nu are valoare mare. Dacă nu are valoare mare în bani, precizăm lucrul ăsta. Pentru că poate acel lucru să aibă foarte mare valoare, o valoare afectivă, emoțională,
o valoare de recunoaștere. Sunt minunate. Este minunat atunci când primim cadouri din suflet. Și asta este un motiv. Oamenii care fac cadouri scumpe sau care vor cadouri scumpe, ei apreciază material, apreciază banul, apreciază lucrul în sine. Asta trece. Deci asta trece, dar nu este fericire. Cu siguranță, lucrurile adevărate. Astea care... Lucrurile materiale trec repede, pentru că ele sunt trecătoare. Da. Mi-am mai notat eu aici ceva. Fii fericit, iar motivul pentru a te simți astfel va veni de la sine. Dar... M-ați contrazis înainte de misiune. Contraziceți-mă și acum. Ia să vedem. Deci... Te contrazic pentru că nu toți oamenii știu cum să fie fericiți. Deci fii fericit. Dar dacă nu știi cum, nu poți fi. Dacă tu ești tot timpul omul care este supărat și omul care se gândește numai la rău și vede numai jumătatea goală a paharului. Eu am învățat să fiu fericită prin exercițiu. Deci asta este exemplul meu. Trebuie un exercițiu. Nu? Trebuie un exercițiu. Na, hai să zic așa, ce exercițiu? Mai întâi mi-am notat eu aici. De când mi-am pus problema fericirii și de când... dau exemplul meu personal pentru că, așa am zis, eu m-am pregătit pentru emisiunea asta, în primul rând, fiind fericită. De când mi-am zis, mă duc la emisiune să vorbesc despre fericire, păi nu pot vorbi eu despre fericire și să le spun altora cât de fericită sunt eu, dacă eu înseamnă sunt fericită. Dar ești și vă dau exemplul. Mai ești și nefericită? Nu neapărat nefericită. Bineînțeles, și unele momente când, să zicem, conștientizez defectele mele, neajunsurile. Se spune că nu e vorba neapărat de nefericire. Se spune că numai îngerii sunt tot timpul fericiți. Tot timpul fericiți. În rest, chiar și mare mai ești. Atunci mai să devenim îngeri, da? Să ne propunem să devenim îngeri. Da. Acum, în urmă cu foarte mulți ani, am auzit la un moment dat o frază, un lucru care a fost așa ca un fel de beculeț care s-a aprins în mintea mea. Zice așa, fericirea este o alegere. În clipa aia chiar mi-am dat seama că depinde doar de mine dacă să fiu fericită sau nu. Și de atunci, în clipele mele așa de descumpănire, întotdeauna îmi pun problema, ce aleg eu în clipa asta? Da? Și mai este încă un citat, să văd dacă o să-l găsesc eu repede. Zice așa, secretul fericirii este să pui deoparte povara dovezilor nefericirii. Și acest lucru mi s-a părut genial. De ce? Pentru că este în legătură cu acest fapt de a ne alege dacă să fim sau nu fericiți. Pentru că în viața fiecăruia dintre noi există evenimente fericite și evenimente mai puțin fericite. Considerate, adică un eveniment este fericit sau nefericit în funcție de anumite criterii. În fine, nu vorbesc eu aici de prejudecăți. Dar, de exemplu, când moare cineva, acel lucru poate fi considerat un eveniment nefericit. Da? Când se naște un copil, acela este, în general valabil, este ideea aceasta că este un eveniment fericit. Da? Deci în viața fiecăruia dintre noi există și evenimente fericite și nefericite. Acum, ideea este, noi ce ne alegem să ne amintim? Alegem să ne amintim tot timpul cât de nefericită sunt pentru că am murit cineva în viața mea sau pentru că s-a întâmplat un eveniment nefericit? Atunci când ai o stare de spirit proastă, înlocuiești gândurile care le ai atunci cu gânduri frumoase, cu amintiri frumoase. Da, pentru că un eveniment nu există decât atâta vreme cât noi dăm atenție unei rezonanțe. Dacă eu mă gândesc și sunt atentă doar la, eu știu, la necazurile mele, atunci o să fiu nefericită, nu? Dar dacă eu aleg și mă raportez, de fapt, la toate lucrurile bune care sunt în viața mea, s-a făcut un studiu la Universitatea Harvard, a făcut un studiu pe 700 și ceva de bărbați, a fost studiată viața lor pe parcursul a 75 de ani. Și concluzia a fost următoarea. Acei oameni care au avut relații sănătoase și de calitate, acest lucru le-a menținut starea de fericire și starea de sănătate față de cei care au fost singuri, față de cei care nu au știut să relaționeze cu cei din jur. Deci, vedem că este foarte important acest lucru, faptul că fiind noi fericiți, să dăruim fericirea celorlalți,
chiar vorbindu-le, eu știu, gesturi mici și neînsemnate, cum a zis dumneavoastră. Și acest lucru se întoarce la noi și fericirea crește. De Ziua Internațională a Fericirii pe 20 martie, vă adresăm așa un îndemn. Eu vă adresez un îndemn din sufletul meu, să ne raportăm în ziua aceea doar la evenimentele fericite, să dăm deoparte, cum zice aici, povara dovezilor nefericirii și să ne gândim doar la fericire. Ar fi minunat. Dar cine nu ne lasă pe noi să fim fericiți? Propria noastră minte, limitările noastre, faptul că nu credem. Cine nu crede în fericire, n-are cum să fie fericit. Dar dacă noi credem, avem credința că există fericire, că ne-a născut Dumnezeu pentru a fi fericiți, ăsta este primul pas pentru a merge pe calea fericirii. Eu zic că primul pas este primul să pas? Știi să-ți oprești gândurile rele. Păi, aici există, da, să știi să-ți oprești, aici, dar cum aici le oprim? Este problema principală. Dar dacă noi deschidem ușa doar la gândurile bune, cele rele nu mai au loc. Dar gândurile de unde vin? E mai complicat, nu? Nu vin din mintea colectivă? Din subconștientul colectiv, din subconștientul colectiv. Și atunci și noi, putem... noi doar le recepționăm și le dăm voie să intre. Da. Cam și atunci cum le selectăm? Fiind atenți. Fiind dacă atenți. Suntem atenți, ăla e un gând rău, acela este un gând bun. Asta e starea de conștiință, atenție. Da. Cel mai important instrument pe care trebuie să-l folosească omul pentru a fi fericit este atenția. Da, corect. Și atunci să fim atenți. Da. Încă un citat, văd că am subliniat eu aici, zice așa, fericirea... După aceea să citesc scrisoarea lui Alexandru Vlahuță, foarte frumos. Deci, fericirea ținută în lăuntrul tău este o sămânță. Fericirea împărtășită este o floare. Așa e frumos. Da. Nu? Sau să lăsăm sămânța să explodeze, ca să crească. Să crească, da. Să o hrănim, să crească și să devină floare și să răspundească parfumul ei, nu pretutindeni. Da, o scrisoare foarte frumoasă pe care am găsit-o mai de mult, dar acum o să o reiau, n-am citit-o niciodată la emisiune. Da. Așa că o să citesc acum. Scrisoarea lui Alexandru Vlahuță pentru fiica sa, Margareta. Așa. Să trăiești, mimică dragă, să fii bună, să fii bună pentru ca să poți fi fericită. Cei răi nu pot fi fericiți. Ei pot avea satisfacții, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, pentru că mai întâi nu pot fi iubiți și al doilea, de norocul și celelalte pere mărețe care se aseamnă cu el, vin de afară, de la oameni, de la împrejurări, asupra cărora n-ai nicio stăpânire și nicio putere, pe când fericirea, adevărata fericire, în tine răsare și în tine înflorește și leagă rod când ți-ai pregătit sufletul pentru el. Și pregătirea aceasta e operă de fiecare clipă. Când pierzi răbdarea, împrăștii tot ce ai înșirat și iar trebuie să o iei de la capăt. De aceea vezi atât de puțini oameni fericiți, atâția cât merită. Dacă nu ne-am iubit pe noi fără măsură, deci iubirea egoistă, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră și dacă ne-am dojenit de câte ori am mințit sau ne-am surprins asupra unei răutăți, ori asupra unei fapte urâte, dacă în sfârșit ne-am examinat mai des și mai cu nepătimire, lesne de zis, am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie fudulă, de răutate și de necinste murdară din care se îngrașă dobitocul ce se răfăiește nobila noastră făptură. Se știe că durerea este un minunat sfătuitor. Cine e mai deschis la minte trage învățătură și din durerile altora. Eu am mare încredere în voința ta, rămâne să știi doar ce vrei și văd că ai început să știi și asta. Doamne, ce bine îmi pare că ai început să te observi, să-ți faci singură mustrări și să-ți cauți vină. Așa, mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te simți egoistă, de câte ori te mușcă de inimă șarpele răutății, al invidiei și al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii și suflet larg cu cei răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată de câte ori deșertăciunea te îndeamnă să strigi, uitați-vă la mine. Dar mai ales aș vrea să scriu de-a dreptul în sufletul tău aceasta. Să nu faci o faptă a cărei amintire te-ar putea face vreodată să roșești. Nu e triumf pe lume nici mulțumire mai deplină ca o conștiință curată. Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi trăit 50 de ani, ai să o înțelegi mai bine. Să dea Dumnezeu să o citești și atunci cu sufletul senin de azi. Te îmbrățișez cu drag, Alexandru Vlahuță. Frumoasă scrisoare. Da, trebuie să încheiem emisiunea? Încă nu!
mai avem timp, mă bucur. Da. Foarte interesant. M-a făcut să râd expresia asta, am și notat-o, prostie fudulă. De câte ori nu dăm dovadă de așa ceva. Da. Deci prostia mai e și fudulă, există vorba aceea, că dacă nu ești și fudul, ești prost destul. Da, așa este. Despre Ivan Hof vreau să mai spun că el spune că starea de fericire se poate intensifica până la o gradă în care nu mai poate fi suportată. Și spune că au fost ființi, profeți, care au căzut în extaz și era nespus de greu de suportat această stare de extaz. Totul era strălucitor înăuntru, totul vibra, dar probabil corpul nostru dar ei plângeau, cădeau la plământ, chiar și sângerau. Și într-atât era, deci corpul nu era pregătit. Deci vedeți că energia fericirii este atât de mare și atât de puternică, încât corpurile noastre, eu știu, vorbind de corpul fizic, bioenergetic, corpul emoțional, s-ar putea să nu reziste la această energie a fericirii colosală. Eu am un citat, l-am notat aici, a Salvador Dali, zice: sunt unele zile când mi se pare că sunt gata să mor din cauza unei supradoze de fericire. Deci are dreptate. Dacă ești pe fericit, tocmai voiam să dau exemplu de oameni care chiar au murit din cauza unei fericiri prea mari. De exemplu, au fost cazuri de mame care au aflat că fiii lor au murit în război și după aceea au aflat că trăiesc în vii și au avut o fericire așa puternică, au murit când au aflat vestea asta bună. Da. De aceea, în cazuri de astea, când vrei să spui la cineva o veste, o fericire foarte mare, o veste foarte tristă, trebuie pregătit întâi persoana respectivă, să spui că în cazul ăsta, de exemplu, că au aflat că fiul a murit și după aceea că trăiește. Deci nu a murit atunci când a aflat că a murit, a murit atunci când a aflat că trăiește. Deci spui că, dar poate nu a murit, poate e rănit, poate totuși mai trăiește, poate, deci nu îi spui dintr-o dată că trăiește. Da. Deci să o iei treptat. Asta voiam să spun. Am mai notat eu aici de la câteva lucruri drăguțe. Zice: mulți oameni sunt pe cale să fie la fel de fericiți precum le permite mintea lor. Da. Vorbeam că uneori poate nici mintea nu poate să înțeleagă fericirea. Și poate să vină la noi o stare de fericire și noi să nu o conștientizăm, să treacă pe lângă noi fără să ne dăm seama. Îți dai seama când vine fericirea adevărată, îți dai seama. Ne dăm seama când vine? Bun. Dacă nu e adevărată, da, poate să treacă așa. Da. Altceva, să obții ceea ce îți dorești și apoi să te bucuri de asta. De multe ori noi alergăm, vrem să obținem ceva și zicem: păi dacă o să obțin acel lucru, o să fiu fericit, fericită. Mai important este ca după ce obținem acel lucru pe care ni l-am dorit sau de care avem nevoie, să știm să ne bucurăm de asta. Probabil că de multe ori noi nu suntem fericiți pentru că nu știm să ne bucurăm. Evenimentele fericite vin în viața noastră, dar noi nu știm să ne bucurăm de acest lucru și nu-l trăim cum se cuvine. Nu trăim în momentul prezent. Toată lumea zice, mari, sfinți, și eu îmi repet de multe ori lucrul ăsta, fericirea este acum și aici. Dacă nu ești fericit acum și aici, nu vei fi niciodată fericit. Înainte de a veni la emisiune, am citit despre Ivan Hof. Da. Are el o conferință despre fericire. Da. Și el spune că, el spune că n-am avut un învățător spiritual. Pe la 14-15 ani am dat peste cărți. Yoga Ramacharal, care vorbește despre respirație, are o carte despre respirație, eu am citit-o. Și el a început să practice fără profesor și a ajuns să aibă probleme grave. Deci chiar a ajuns aproape de moarte, din cauza că nu era pregătit. Cum am spus înainte, corpul nu era pregătit. Dar s-a vindecat cum? Tot cerea mereu cărți, și eu iubea așa de mult cărțile, încât cărțile l-au ajutat să se vindece. Că vorbi vorba de cărți. Pentru starea mea de spirit. Da. Am avut aici două cărticele. De câte ori vreau să îmi modific starea, sunt un pic mai tristă, deschid aceste cărticele. Una se numește Povești minunate, am foarte multe cărți acasă de genul ăsta, Prințese și zâne și alte istorioare. Deci chiar dacă am 40 și nu mai știu câți de ani, lumea copilăriei să nu uităm niciodată, pentru că și asta ne face fericiți. Candoarea, să avem sufletul de copil. Da. Asta. Și puritatea. V-am dat exemplul meu personal. Dar fiindcă emisiunea s-a terminat. Dar nu și fericirea. Fericirea abia acum începe, continuă. Mulțumim frumos, să fiți fericiți. Da, fiindcă
fericirea este legată de iubire, nu poți fi fericit fără iubire, atunci da. Eu vă adresez îndemnul să iubiți ca să fiți fericiți. Da, și să ne iubim pe, deci, pe noi înșine și unii pe alții, nu? Da. Da. Vă doresc mulțumim tot bine din lume și la fericirea. Mulți ani de ziua fericirii, nu? Pe 20 martie. La mulți ani. La revedere, numai la bine. La revedere.